Știu că v-am promis o serie despre cel de-al doilea război mondial și stați liniștiți, va veni și ea, însă am hotărât să încerc să fac serii în paralel, ca să nu stăm nu știu câte săptămâni pe o singură eră, în timp ce alții ar avea nevoie urgentă de altă tematică, deși nu pot promite că aceste serii în paralel vor avea episoade chiar în fiecare săptămână. Dacă mă uit bine pe statistică, 10% din întreaga comunitate este abonată fiindcă a vizionat documentarul despre căderea Constantinopolului, care era al doilea episod din primul sezon. Cei drept, cred că episodul despre căderea Constantinopolului acum cu toată lipsa de modestie este singurul episod din primul sezon care se ridică la standardele mele actuale, iar celelalte episoade au o calitate audio care cel puțin lasă de dorit. Într-adevăr, acele episoade despre istoria românilor au fost făcute special pentru bacalaureat, însă pe acest canal ne dorim mai mult, corect, nu doar nivel de bacalaureat, așa că începem cu o familie de români care a scris istorie, cu adevărat, atât pentru Est cât și pentru Vest. Și cum ar zice englezul, am hotărât să dau un remaster întregii istorii românești. Vorbesc aici despre familia Corvineștilor, cei mai celebri fiind Iancu, ultimul mare cruciat, și Matia, fiul său, ultimul mare rege al Ungariei. Perioada în care marii noștri voievozi și comandanți, adică Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Iancu de Hunedoara și ceilalți au trăit, este Evul Mediu. Din nefericire, această perioadă este foarte des luată peste picior, uitând deseori că și perioadele mai zbuciumate ale omenirii au ajutat la modelarea caracterului. Expresii de genul "ăștia trăiesc ca în Evul Mediu", folosite mai ales atunci când cei un pic mai libertini vor să îi înjosească pe cei care aleg un stil de viață mai conservator, supraviețuiesc în cultura populară și lumea își imaginează Evul Mediu ca pe o perioadă în care inchiziția era la orice pas, iar arderile pe rug erau la ordinea zilei, o lipsă crasă de cultură și învățătură, exploatare masivă a țăranilor de către lordul feudal, dispariția culturii greco-romane înfloritoare în Occident din secolul al V-lea până la Renaștere, cruciade. Și lista poate continua. Un om modern care are drept principii libertate, egalitate, fraternitate, libertinaj uneori, democrație, se uită cu și mai mult dispreț în urmă, dar nu ia în calcul că judecă după propriul set de valori, iar înainte, valorile cele mai răspândite erau ierarhia, supunerea, cinstea, curajul, credința și celelalte. Oamenii medievali nu construiau temple greco-romane că nu ar fi știut ei să construiască așa ceva, dar construiau catedrale romanice, gotice, fiindcă percepția lor față de divinitate era asta. Și dacă unii oameni tot o să afirme că nu există laturi bune în Evul Mediu, atunci vreau să le reamintesc că vremurile rele clădesc oameni tari și oamenii devin mai virtuoși și mai tari în necazuri și nu atât de des în timpuri prospere. Până și în cazul Inchiziției am vorbit că de regulă acționa doar ca și un tribunal în care ereziile erau descoperite și abia autoritățile lumești îi executau pe recidiviști. Iar atunci când Inchiziția a deraiat grav după Reconchista și cu vânătoarea de vrăjitoare, Evul Mediu se încheiase de ceva vreme, în mod oficial, și deja omenirea intrase în era modernă. Dar două lucruri nu pot fi contraatacate niciodată despre societatea medievală, că era o societate agrară și că totul se baza pe ierarhie. Regele avea vasali, cărora le oferea beneficii în schimbul loialității. Acești vasali nobili aveau cavaleri, care erau vasalii nobililor și tot așa. De asemenea, Transilvania, care era sub coroana Ungariei, avea o structură foarte ciudată. Cei mai mulți
mulți oameni, românii erau de rit bizantin, deci ortodoxi. Dar clasa conducătoare, cea maghiară, și îi mai adăugăm și pe sași la socoteală, erau romano-catolici. Am mai discutat pe canal că până la un punct confesiunea nu era hotărătoare pentru rang, deci nobilii români își puteau păstra titlurile, dar începând cu perioada descălecatului lui Negru Vodă până în anii 1300, regii Ungariei au început o campanie de maghiarizare a nobilimii române și de atunci nobilii români au avut de ales ori credința strămoșească ortodoxă, dar pierdeau toate titlurile, ori trecerea la romano-catolic. Maghiarizarea numelui și păstrarea titlurilor nobiliare. Povestea corvineștilor se leagă foarte strâns și de țara românească, dar într-un mod neașteptat. În diploma cavalerilor ioaniți sau ospitalieri se menționează trei țări, Severin, Hațeg și Litua. Litua, condusă de Litovoi, este foarte, foarte greu de localizat, deși estimările arată că voievodul conducea între Jiu și Olt, adică zona de Gorj și Vâlcea de astăzi. Președintele Academiei Române, domnul profesor Ioan Aurel Pop, analizează acest fapt în detaliu în cartea sa Hunedoreștii, o familie europeană, și exprimă posibilitatea că țara Hațegului cândva ar fi fost parte din ținutul Litua, iar cum Litovoi era vasalul regilor Ungariei, totul pare să aibă sens, dar în aceeași diploma a ioaniților se spune că ținuturile sudice din Litua aveau să dea jumătate din taxe cavalerilor ospitalieri, adică în partea oltenească, în timp ce zona Hațegului avea să plătească taxe doar regelui. Acest sistem de fiscalitate diferit ar fi rezultat în ruperea administrativă eventuală dintre cele două părți ale Lituei. Practic, în diploma ioaniților, în 1247, a fost una dintre primele atestări pentru țara Hațegului, iar următoarea menționare ar fi în 1285, în mod indirect, de Ladislau al IV-lea al Ungariei, care îl lăuda pe un conducător militar din acea țară Litua, iar numele acestuia era Gheorghe, fiul lui Simon, care pedepsise liderii locali din zona Olteniei pentru nesupunere, fiindcă nu doar vreau să-și plătească taxele. Cu doar câțiva ani înainte, în zona Olteniei domnea un anume Litovoi, care refuza să plătească tribut regilor maghiari și urmează o bătălie feroce între Gheorghe și Litovoi. Nimeni nu mai știe dispozițiile tactice, însă rezultatul este că Litovoi a fost ucis în luptă, iar fratele acestuia pe nume Bărbat a fost luat ostatic. Dar vă dați seama de aici că prin anul 1272-1273 începuseră oltenii să-și dorească ruperea de regatul Ungariei. Anul confruntării nu are relevanță, dar unii spun că acel Litovoi ucis ar fi Litovoi menționat în diploma ioaniților, puțin probabil, deoarece nobilimea românească la acea vreme, dar mai ales printre românii din Maramureș, obiceiul era să-i dai fiului tău numele tatălui tău, adică dacă pe tine te chema Vladislav, iar pe tatăl tău îl chema Iancu, îți numeai fiul Iancu. Deci acel Litovoi răsculat este cel mai probabil nepotul lui Litovoi cel bătrân. Dar dacă v-aș spune în realitate că Litovoi nu stăpânea Oltenia direct, vă întrebați, stai ce, ăsta ne-a vorbit numai despre olteni și Litovoi și acum o întoarce? Dislike direct. Oarecum. Am făcut asta ca să vă captez atenția cu o chestie intrigantă. Primul motiv ar fi, Oltenia era menționată mai degrabă drept țara Severinului. Al doilea este că Litovoi avea într-adevăr sub stăpânire cnezi olteni, dar ar fi moșteniți mai degrabă de la Litovoi cel bătrân. Al treilea motiv este că Ultra Alpes, unde se plasează acțiunea noastră, adică peste munți, se referea foarte des la Muntenia de peste Olt, chiar în apropiere de Argeș. Există o distinctă posibilitate ca prin anul 1240 să se fi produs un mini-descălecat în care voievozii și cnezii români din Hațeg să fi trecut munții și să fi fondat formațiuni statale prin Oltenia.
regii Ungariei aveau pretenții teritoriale oricum asupra Olteniei și asupra Cumaniei, adică Munteniei, și chiar dacă au lansat acea expediție punitivă, nu și-au consolidat dominanța în zonă, iar anexarea țărilor române, adică mă refer la părțile de Oltenia și Muntenia, a fost evitată. Plus că Litovoi și derivatele, ca nume, erau foarte folosite în zona Hațegului, dar dacă doar expediția nu ar fi fost o lovitură atât de mare pentru căpeteniile române, următoarea mișcare a coroanei maghiare a fost zdrobitoare pentru zona Litua. Hațegul primește titulatura de comitat și devine practic parte integrată în regat. Și ca să fie totul și mai rău, comitatul Hunedoara este fondat și el, fiind desprins din comitatul Alba, care era mult mai mare. Până la urmă, coroana maghiară în sine nu putea să guverneze militar tot teritoriul. De asta se bazau mai ales pe alți oameni din interior, cum ar fi sașii și secuii, ca să mențină ordinea. Dar vedem că până la transformarea în comitat, multe formațiuni statale din Ardeal erau conduse de români în calitate de vasali, dar nu anexate. Comitatul Hunedoara s-a ținut tare pe poziții multă vreme, mai întâi cu centrul la Hunedoara, iar mai apoi la Deva. Iar după 5 decenii de funcționare, comitatul Hațeg a fost integrat în Hunedoara. Totodată, tradiția românească, mai ales prin contactul cu vecinii olteni din Valahia neocupată de maghiari, a rămas specifică zonei Hațegului, iar nenumăratele biserici ortodoxe vechi și obiceiuri tradiționale minunate arată acest lucru. În această zonă, unde cultura românească era atât de puternică, au apărut corvineștii și mai ales acolo a copilărit Iancu de Hunedoara. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!